Cea de-a treia ediție a Festivalului de Teatru, inițiată de Teatrul Anton Pan, anul acesta se desfășoară sub egida Actor vs. Marionetă. Timp de o săptămână, pe cele trei scene ale Teatrului Anton Pan, se vor juca piese din repertoriul unor teatre din țară, unele dintre ele în premieră în cadrul acestui festival. Mulțumesc din suflet că sunteți aici alături de noi în această seară, în început de Festival vs. ediția a treia. E o reală bucurie pentru mine. Festivalul a început cu o dublă lansare de carte a cunoscutului scriitor, regizor, scenarist, dramaturg Radu Dinulescu, despre care s-a spus că ar putea regiza chiar și cartea de telefoane. Ce pot spune special despre cariera domnului Radu Dinulescu este că el a introdus noțiunea de spectacole 3D, lucru care l-a numit pentru prima oară în țară și în lume, la ora aia. Și în continuare face spectacole 3D, spectacole de animație, spectacole cu teatru de păpuși. Diversiune în eter reprezintă perioada unui cincinal din perioada anilor 66-70 și conține 80 de pagini pe care se găsesc coduri QR, care pot fi accesate cu telefonul, cu ajutorul cărora se deschid imagini, fotografii și melodii, care ajută cititorul tânăr să înțeleagă mai ușor acea perioadă. Cartea prezintă și un document al securității pe care eu l-am descoperit cu tot întâmplător în timp ce scriam, dorind să mă documentez despre cazurile care au fost în atenția securității în perioada respectivă. Și nu vreau să vorbesc despre acest document pentru că el răstoarnă în primul rând dramaturgia cărții. Cartea prezintă fragmente din biografia foștilor colegi de liceu ai scriitorului, unii dintre ei având de-a face cu securitatea acelor timpuri care au devenit personaje. Cea de-a doua carte, Tegument, este de factură SF, scrisă într-un mod inedit. Și este o carte triplă, pentru că și Tegumentul are trei straturi. În primul rând este un scenariu de film, cum a spus și Mateea, care este scris în carte cu culoarea vișinie și care menține structura unui scenariu literar, așa cum se scrie un scenariu literar, cu zona în care se petrece acțiunea, cu dacă e zi sau noapte, cu dialogul rescris într-o anume formă. Al doilea strat este povestea scenaristului care încearcă să introducă scenariul pe piața mondială, fiind vorba de întâmplări americane. Normal că există și o perioadă în care încearcă să traducă scenariul, să-l aducă la cunoștința producătorilor americani. Stratul 3 este un dialog al meu direct cu cel care citește cartea. În acest dialog îi explic un pic de ce se scrie un scenariu așa, ce se întâmplă cu regulile de bază ale dramaturgiei cinematografice, ce înseamnă suspansul, de ce amânăm tot timpul într-o carte exact când te aștepți să se întâmple ceva, scriitorul introduce alte povești și alte amănunte în așa fel încât tu să aștepți și în felul ăsta să creează un soi de suspans. Deci există într-un fel și acest al treilea strat de explicare a regulilor dramaturgiei cinematografice. Tegumentul și mai mult decât atât e un SF. Da. Adică lucrurile se petrece cam un pic în viitor. Și țin cont chiar, uite, Mateea e tatuată toată, nu știu ce, există un soi de exhibiționism al oamenilor, vor să arate un pic altul, nu știu ce. Eu am mers mai departe. Personajele din film ajung să decupeze părți din corpul uman și să le facă transparente prin... Asta e vorba de film, nu de partea de film, partea de ce se întâmplă cu scriitorul cărții. E deja realitate. Multe din lucrurile sunt absolut reale și s-au întâmplat. Bun, le-am împins un pic spre absurd, asta e altceva. Dar în Tegument există o lume a vânzării de artă și o lume și o mafie a medicinei, care se întâlnesc la un moment dat într-o expoziție cu personaje care sunt în parte transparente. Cărțile s-au bucurat de un mare succes, se găsesc în librării și pe site-urile de specialitate. După sesiunea de autografe s-a jucat primul spectacol din festival, Portugalia, pusă în scenă de Octavian Costin, managerul teatrului care și performează în piesă, care de la premieră s-a jucat cu casa închisă.